Președintele Consiliului Județean Hunedoara a inaugurat vineri bucătăria renovată a Spitalului Județean de Urgență Devacea, care a provocat demisia fostului manager. Cu acest prilej, Laurențiu Nistor a repus în discuție ideea sa de a arunca la gunoi tot mobilierul ca să nu ducă microbi în spital după renovare. În momentul în care am avut o sesizare că la Spitalul Județean Deva, bucătăria este împărțită în două. Și în jumătate se face mâncarea și în cealaltă jumătate constructorul lucrează. Am convocat într-o după masă comitetul director, consiliul de administrație, constructor, diriginte de șantier, proiectant, tot ce însemna DSP și Direcția de Sănătate Publică, sper că sunt pe aici, să audă și ei. Și văzând condițiile în care se muncește, am luat hotărârea pe loc, fără a clipi din loc, să închidem bucătăria din acel moment. Bucătăria a fost închisă, iar mâncarea a fost făcută la spitalul din Hunedoara, apoi transportată în cele mai bune condiții la unitatea spitalicească din Deva. În același timp, i-a luat în scris constructorului data la care ne poate pune la dispoziție dacă noi îi eliberăm total bucătăria. Și mi-a spus că 31 august este data care ne pune la dispoziție dacă noi eliberăm total bucătăria. Dacă nu eliberam total bucătăria, ne trezeam că era prin 31 octombrie, 30 noiembrie sau 31 decembrie. Valoarea totală a investiției de la bucătărie și de la spălătoria modernă pe care o are spitalul este de 6.200.000 de lei, iar suprafața renovată este de peste 400 de metri. Reparațiile capitale la Spitalul Județean de Urgență Deva au fost aprobate de guvernul Boc în 2009, iar investiția depășește 1.000 de miliarde de lei vechi. Fondurile sunt în întregime de la Guvernul României prin Ministerul Sănătății. În cazul în care finanțarea va continua la fel ca în primii 7 ani, lucrările s-ar putea să se încheie peste 2-3 ani.